Cotrinelul este sponsorizat de G2A. Cumpărați jocuri pe Steam mai ieftine decât pe Steam. Ah, nu că e faină viața. Nu e faină, cum să nu? Se numește ventilator. Nu știu dacă aveți acasă, dacă vă permiteți. E un dispozitiv care facilitează trecerea aerului rece prin cameră, astfel încât să mă simt confortabil. Nu știu dacă ați auzit de așa. Bine v-am găsit, oameni buni, la un nou Q&A. Fac un Q&A o dată pe lună. Și înainte să încep videoclip, pot să vă zic, v-am spus în celălalt videoclip că vă dau tot ce am câștigat la videoclipul ăla cu CSGO vouă. Primul o să fie baioneta aia, asta de aici, asta, că pun poză pe ea. Tot ce trebuie să faceți să câștigați, să fiți abonat deja, normal, să nu dau vreunui străin. Și când, după ce editez videoclipul ăsta, îl postez pe YouTube, o să pun un post pe pagina mea de Facebook. Dați share la postarea aia și trebuie să scrieți pentru a intra în concurs: Codrin, e ok, dar eu sincer dau share pentru cuțit. Și numai oamenii care scriu asta o să aibă o șansă să intre. O să fie extras random. Ori o să folosesc random, ori o să fac așa și mă oprești. Tu câștigi, tu ai câștigat, bravo. O să contactez în privat tipa care câștigă, o să cer trade link-ul și chiar astăzi o să-i dau cuțitul. Da, și după astea mai vin. Deci asta e numai baioneta rambit pentru nu mai știu ce am câștigat. Sniper-ul ăla, CZ-ul, mă rog. Și Shadow Daggers. Bun, deci să ajungem la minunatele voastre întrebări. Fac eu o dată pe lună, așa cum bine știți. Dacă ai fi o scoică, în ce munte te ascunde? De ce? M-aș ascunde în strâmtoarea Gibraltar și asta cu pula către soare. Asta aș face dacă aș fi scoică. Doamne, futi-mă. Pot să mor de la labă? Dacă e labă de urs și vine cu 200 de kilometri spre capul tău, te-ai dus pe pulă. Ai putea alege un fel de mâncare pe care să fii nevoit să-l mănânci toată viața? Mi se pare mie sau puțin răgușit. Un singur fel de mâncare? Gumă. Gumă și marijuana. Îți mai amintești notele pe care le luai la evaluarea națională? Nu. Să-mi bag pula. Apropo, el este John și când se face mare vrea să devină scaun de gaming. De-abia dacă mi-am amintit la bac ce note am. Important e că le-am luat și important e că trebuie și voi. Nu vă stresați prea tare cu examenele, cu evaluarea națională și cu bacul, da, și cu sesiunile, dar să vă stresați la minimul în care să le luați, atâta, în rest nu vă stresați, ăsta e sfatul meu. Acum dacă părinții vin cu biciul și atunci ascultați pe ei, faceți cum credeți voi că e mai bine. Ce-ai face dacă te-ai întâlnit cu toți fanii tăi deodată, cum ai reacționa? Adică să mă întâlnesc cu 500.000 de oameni deodată pe stradă. Cu 520.000 dacă nu mă, 520, ai dă, dar probabil așa aș trece cu drujba, lăsați-mă să trec, a zis de mine că-s gras, na, cu drujba. Ziceai în interviuri că nu faci parteneriate cu produse care nu te reprezintă. Având în vedere că din YouTube tot sărac ziceai că ești, de ce nu faci de ce nu o faci pentru bunăstarea ta, aparatură, etc. Bă, ați văzut care e politica mea? V-am spus cu cine o să fac parteneriate și în ce domenii. Dar totuși, cumpărați Nivea Men Stress Protect. Are un gust ciudat mai la început, dar dacă mesteci bine, e ok. Știi cumva când va fi reconstruită școala din Mavrodin? Ce pula mea! De ce nu folosești skin-urile de CSGO scumpe în loc să ni le dai nouă? De ce nu faci o serie cu CSGO, mă rog, părți? Am explicat, deci vă dau măcar atâta, meritați și voi, că știu că sunteți mai săraci ca mine, deși nu știu cum e posibil să fiți mai săraci decât mine. Vă dau vouă skin-urile, luați-vă o pită de ele sau jucați-vă fericiți cu ele. De ce nu faci serie de CSGO? Sincer, CSGO nu-l joc ca să devin mai bun, joc când mă plictisesc. Am jucat mult 1.6 și mă rog, e ok și CSGO, am vreo 400 de ore, cred că, deci, în joc, deci nu e chiar așa de mult. Dar mă joc numai așa când chiar mă plictisesc și nu mai am ce să joc altceva. Poate o să mai fac, am făcut știța aia cu Squad Retard, aia mi s-a părut și mie amuzantă. Poate o să mai facem episod de viitor, poate nu, habar n-am, sincer, băga mea. Hai de pula lui Roberto, ăsta iar face Q&A. Bă, eu zic să faci o serie numită Dacă Codrin ar fi și să te pui în perspectiva unor lucruri. De exemplu, alegi un obiect, camera ta de filmat și să-ți imaginezi, și cu ce pula mea filmez camera mea de filmat, mă? Și să-ți imaginezi, înțeleg ideea oricum, înțeleg. Și să-ți imaginezi viața ta fiind o cameră de filmat. Fută-mă, dracu, ce idei am, nu că-s bune ideile tale. Sunt un simplu ventilator, un suflet pierdut cu o simplă datorie, să mă învurt în pulă la Dumnezeu. Un om în medie trebuie să se rotească de 3 ori ca să amețească. Eu am 400 de rotații pe minut și 3 bucăți de plastic, asta însemnând 1200 în total. Imaginați-vă că cineva vă taie între ei și vă pune să vă învârtiți de 1200 de ori pe minut, pentru confortul altcuiva. Ce pula mea de scop am eu în viață, nici măcar nume n-am. Sponsorizat de Lidia,
Poate că eu vreau să mă opresc. De ce unii caută dinamică în viață? Ei nu știu că îi va ameți? Ce pățești când ești amețit exact pici în baltă? Existența mea nu este nimic altceva decât un continuu picaj în baltă. Și cel mai grav e că nici nu am pe cine stropi în jurul meu. Sunt doar eu într-un vid etern. Ventilatorul sponsorizat de Lydia. Ați văzut ventilatorul sponsorizat de Lydia, mai știți de ce? Numai veteranii care se uitam acum un an și ceva, cred că la streamurile mele o să știe de ce. Tot una pe stream Lydia și-a zis, Codrin, ia-ți un ventilator că e cald. Și apoi am zis că o să-i gravez numele în ventilator, dar apoi n-am făcut ce să gravez și am zis că-i scriu numele. Care crezi că-s cel mai bun creator de conținut din România de pe YouTube? Emisiuni, vlogging, gaming, etc. Bahoi. Care este cel mai important lucru pe care ar trebui să-l faci azi? Care... Codrin, care este jocul tău preferat în afară de Dota 2? Sincer, joc aproape tot ce se lansează nou și îmi place foarte mult să stau să mă uit. Dar Dota 2 e main-ul meu, cum s-ar spune. Ăla joc cel mai mult și când iau pauze de Dota joc o grămadă alte jocuri. Nu știu, toate. Acum recent m-am apucat de Wildstar. Dacă știți, e un MMO venit gratis pe Steam. A fost cuplat o perioadă, mă rog, și fain. Seamănă mult cu WoW, dar într-un alt univers. Ai avut vreodată să te sinucizi? Da, de ce? Păi ca să vezi, într-o dimineață m-am trezit și m-am gândit, încă trăiesc, nu? Și am vrut să-mi bag cuțetul în gât. Ce telefon ai, bă? Samsung Galaxy S6 Edge. Ce face dacă, în timp ce n-o-ți se pierde sleep-ul? Cum pula mea e posibil să se întâmple așa ceva, acum vorbim serios? Ce vine un rac, poți să mă duc și... O las sleep-ul și-o fugit. O să te vedem la mare. Mă duc și anul ăsta la furat de telefoane în Costinești, probabil. Descrie viața ta într-un cuvânt, poșircă. O să mai faci gaming? Da, da, ce loial am spus, da. Cum să nu mai fac gaming? Dacă e cu armurii, ai continuat bazuca? Nu știu, sincer. Dar n-are cum să moare. Deci eu am zis lui Eco, bă, dacă tu faci ceva și mori, eu vin la tine, mormânt și atâția pumni în gură îți dau până te trezești din mor și zici, stai bă, pulă, nu mai da. I-am zis că îi dau pumni în gură, acolo în sicriu sau atât îi dau până vine înapoi. Dacă ar fi să alegi o femeie pentru un featuring cu bazuca, pe cine alege? Tristariu. Mi-a furat unul bicicleta, mă ajut să o găsesc, stai aici că nu ți-o dau înapoi. Cum ți atrag o fată? Plin de silință, pe cele cu piercing în gură, le aștept în colț de stradă cu magneții în pulă. Îți place copilul lui Tonciu? Nu știu cine e Tonciu și cu mai mult de-a ta nu știu cine e copilul lui Tonciu. Afirmativ, corect. Unde e căciula de făcut rap? Mi-au furat-o niște file la concert. Nu știu cine e, că dacă vedeam cine mi-au furat căciula așa îi dădeam cot în gură. Dar mi-au luat-o că nu eram atent. Uai, te găsesc oricum ăla care mi-ai furat căciula și îți dau cot în cap până mori. Când eram mic credeam că copiii ies pe cur. Mi-a cedat lobul occipital după ce am citit asta. Ce părere ai despre retragerea lui Messi de la Națională? Îmi pasă foarte mult și regret nespus. Trag pula, ăsta e citatul inspirațional până în Q&A următor. De acum, dacă nu o să uit până luna viitoare, că eu am talentul formidabil de a uita, o să alegem câte un citat inspirațional luna asta. Deci luna asta să trăim după deviza trag pula, spusă de Ullman Edward. Da? Deci trăim în conformitate cu deviza asta luna asta. Trag pula. Deci orice problemă aveți, trag pula. Câștigați la loto. Trag pula! Ce pula mi-a pică la bacanul ăsta? Majoritatea elevilor, cred că. Pe oameni buni, se pare că astea au fost întrebările voastre. Eu apreciez extrem de mult că mi-ați pus întrebări pertinente și răspunzibile. Nu uitați, dacă vreți să câștigați baioneta aia, dați share la postul de pe Facebook, scrind Codrin e fain, dar eu dau sincer share pentru cuții. În următoarele 4 videoclipuri, cred că, sau 3, cât e mai ies? Nu știu, vă dau oricum tăte, o să vă dau indicii. Poate o să fac la fel cu următorul cuțit. Giveaway-ul poate o să-l fac altcumva. Poate o să vă pun ca la Fallout, să-mi scrieți o poezie, să-mi o trimiteți pe mail. Fiți cuminți până data viitoare, țineți-vă de școală, luați-vă examene, nu vă drogați, trageți pula. Bine, asta facem noi, tragem pula. V-am pupat, oameni buni, sper că v-a plăcut videoclipul și ne vedem data viitoare. Ce așteptați să vă pup? Ei, uite că nu vreau. Mi-am băgat mâna în ochi.